Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis și arăți alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștirile sale, nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă, dar, la răspândiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspândi, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Să fie ceva ani când în sala de mese a orfelinatului am stat de vorbă cu orfanii pe care i-am strâns de pe stradă, o parte dintre ei, și la un moment dat le-am spus, Dumnezeu ne este Tată. În momentul acela, spre uimirea mea, am văzut că unul dintre copii s-a întunecat la față și înfățișarea lui exprima aproape ură. L-am luat deoparte și am stat de vorbă cu el și l-am întrebat ce anume l-a determinat să aibă reacția aceea extrem de negativă. Și mi-a spus, pastore, ați spus că Dumnezeu este ca un tată. Și am zis, așa spune Biblia. Dar eu tot ce știu despre tata este că aproape în fiecare zi o bătea pe mama până când cădea din picioare, mă trimitea la cerșit ca să strâng bani și cu banii aceia să-și cumpere băutură. Pentru mine tata este omul de care trebuie să fug. Pentru mine este tata care mi-a stricat copilăria. Am aflat mai târziu că acel copil a fost martor la faptul că într-o după-amiază tatăl, ieșindu-și din minți, din pricina băuturii, a legat-o pe mama cu niște sârmă de calorifer și a bătut-o sub ochii lui până când mama a murit. Așa a ajuns el pe străzi. Dumnezeu ne este tată, dar cu succes am ruinat cuvântul tată. Și aproape că foarte multe dintre cuvintele pe care Dumnezeu le spune, în timpul nostru nu mai au aceeași greutate. Pentru că ceea ce ar fi trebuit să însemne tată, adică cel ce ocrotește, acela care te învață, acela care pune pâinea pe masă, din nefericire lucrurile sunt atât de departe. De aceea Dumnezeu s-a gândit în inima lui și a adus una dintre cele mai frumoase, dacă vreți, pilde cu privire la ce ne așteaptă sus în cer. Deseori mi-am dat seama că pe pământul acesta mulți oameni sunt desnădăjduiți, pentru că singurul lucru pe care îl văd e doar pământul. Până și cei care au credință în Dumnezeu, tare greu le este să explice ce așteaptă ei când vor fi sus. Foarte mulți dintre oamenii pe care îi cunosc, dacă îi întreb cum va fi locul pe care îl aștepți, locul în care vrei să te duci, dacă este vorbim despre raiul lui Dumnezeu sau dacă este vorbim despre locul acela în care aștepți să te duci, locul de odihnă, numește-l cum vrei. Când îi întreb oameni cum va fi acolo sus, foarte puțini oameni știu să spună. Va fi bine, vom cânta. Va fi bine, vom fi și cam atât. Și ne oprim aici. Tare puține știm despre ceea ce vine și ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. De aceea, în după-amiaza aceasta, iubiții Domnului, am ales să vin la dumneavoastră cu cea mai frumoasă poveste și, dacă vreți, cu cel mai frumos gând care s-a născut în inima lui Dumnezeu. Nu toți am avut un tată așa cum am fi meritat. Nu toți am avut o familie așa cum ne-a fi dorit. Dar fiecare în inima lui poartă un dor ca într-o zi să găsească pe cineva care să-l iubească sau să o iubească. Orice fetiță pe care o vei întreba de mică, vei vedea că se gândește la ziua căsătoriei ei. O rochie albă,
Ce visează o fetiță de când e mică? Să se ducă la altar. Sigur, ce visează un băiețel de când este mic? Să aibă o mașină. Visele noastre sunt diferite. Dar Dumnezeu știa că fiecare dintre noi avem nevoie, ca să trăim pe pământul acesta, de iubire. Și atunci Dumnezeu a venit și a spus: împărăția cerului se aseamănă cu un mire și o mireasă, un mire care își cheamă mireasa la nuntă. M-a întrebat odată cineva într-o împrejurare, mulțumesc, m-a întrebat cineva într-o împrejurare odată, a spus, zis, pastore, poți să-mi rezumi așa istoria lumii, cum va fi, că am auzit că există o carte sfântă de la Geneza la Apocalipsă, cum va fi viitorul, cam care e istoria așa condensată? Și am spus acelui profesor, i-am spus, domnul profesor, pentru mine istoria e în trei nunți. O nuntă care a început în Eden și pe care a stricat-o cel rău. O a doua nuntă a fost când a coborât Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, la nunta din Cana, s-a descoperit pe sine însuși ca fiind Mesia, cel așteptat, binecuvântat să-i fie numele. Dar nici nunta aceea n-a fost perfectă, că în mijlocul nunții au avut o criză, s-a isprăvit vinul, ca așa e pe pământ. De aceea Dumnezeu ne invită la ultima nuntă care va fi sus în împărăția Lui. Istoria lumii e în trei nunți. O nuntă stricată, o nuntă imperfectă și o nuntă desăvârșită care va urma. Aceasta este ceea ce Dumnezeu ne spune în această după-amiază. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, de ce e frumos sau de ce Dumnezeu a dorit ca ea, credința, să fie prezentată ca o nuntă. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Sunt anumite lucruri pe care ți le aduce vârsta, e un privilegiu pe care ți le aduce vârsta, dar vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului. În această după-amiază, dorința inimii mele este ca Dumnezeu din cer să ridice în Pitești oameni plini de putere. Trăim într-un moment a unei lehamite naționale, într-un moment de aproape lipsă de vis. Oamenii nu mai au o motivație să se ridice din pat și să meargă să facă ceva. Și Dumnezeu din cer ne spune, viața nu este altceva decât o invitație la nuntă, dar mirele nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și lumină din lumină adevărat. Vedeți, iubiții Domnului, că fiecare zi este o zi în care trebuie să găsești putere să mergi înainte. Eu n-am avut nuntă în sensul clasic. Bună oară, când vin tinerii la mine și îmi spun, pastore, vrem să avem nunta, de regulă, când vin la mine, nunta lor depinde de restaurant. Adică întâi vorbesc la restaurant să vadă dacă e liber, știți? De unde știți? Și apoi vin și vorbesc cu pastorul. De ce? Pentru că cel mai important este să-și rezolve partea aceasta materială a nuntirii și apoi, sigur, pastorul cu slujba respectivă undeva pe acolo. Noi suntem cam în a patra poziție. Deci prioritatea este așa, restaurantul, coafeza și rochia. După care urmează, eventual, pastorul care trebuie să fie prezent. Acum, iubiții Domnului, de ce vă spun toate aceste lucruri? Vă spun toate aceste lucruri pentru că Dumnezeu din cer vrea ca omul care și-a pus nădejdea în Dumnezeu să aibă o motivație, să aibă o tărie, să aibă un vis, să se ridice din pat și să spună mai e puțin, foarte puțin și într-o zi voi fi la nuntă acolo sus în împărăția cerurilor. Nu vă pară rău după timpul care trece. Să vă pară rău numai dacă trece prost. Să vă pară rău numai dacă trece într-un mod în care ne osândește. Să nu vă pară rău că trec zile, să nu vă pară rău că suntem la mijlocul anului. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Și vom intra cu el la nuntire. O nuntă cum eu n-am avut. Eu n-am avut petrecere. Petrecerea mea de nuntă a fost o sacoșă dată de părinții socrii cu ceva mâncare, parcul Carol, o bancă frumoasă, sub un pom, într-un mai, în care toate erau înflorite. Iubiții Domnului, credința nu este altceva decât o invitație la nuntă, în care Dumnezeu îți spune, vreau să nuntești împreună cu mine. Și ce va fi acolo, lucruri la care mintea omului nu s-a suit încă. Lucruri pe care Dumnezeu le ține sub taina Lui, pentru că vrea ca în cer fiecare dintre noi să stăm în pragul veșniciei și să spunem, wow, Doamne, n-am știut și n-am crezut că asta de fapt îmi pregăteai, că dacă știam, nu mai stăteam așa bosunflat. Dacă știam, Doamne, nu mai stăteam atât de ca un pipirig, nu mai stăteam atât de mâhnit, mi-aș mai fi ridicat din când în când privirea și aș fi spus, binecuvântat să fii Tu că meriți. Lăudat să fie Domnul. De ce nuntă? De ce nuntă?
Iubiții Domnului, nunta are ceva care trebuie să ne ajute să înțelegem cum trebuie noi cu Dumnezeu să umblăm în fiecare zi. Ce se întâmplă cu un tânăr sau o tânără care dorește să se căsătorească? Vreau să vă spun eu ce se întâmplă. Toată ziua e în alertă. El este într-o stare de într-o stare de tensiune. Să văd, nu cumva în seara aceasta la Casa de Cultură din Pitești va veni el? Dar dacă cumva îl văd, îl zăresc și el pe mine și începe o frumoasă poveste de dragoste. Orice om care este în așteptarea mirelui sau în așteptarea miresei, este într-o permanentă căutare. Și asta ucide de cele mai multe ori viața noastră. Când suntem sătui, vine Domnul Dumnezeu și spune, iată v-a ajuns sătui. Plictisiți cu alte cuvinte, nu mai doriți absolut nimic, voi nu mai sunteți în alertă, nu mai sunteți într-o căutare. În această seară vreau să mă uit și să-L văd pe El. Îmi doresc să-L simt pe El. Și fiecare zi a noastră este o zi de căutare. Pentru că credința înseamnă să te uiți după mirele tău. Și în fiecare zi să-L aștepți cu o inimă plină de bucurie. Viața noastră merită trăită numai în măsura în care în fiecare zi îl căutăm pe El. Nimeni să nu spună că l-a apucat pe Dumnezeu. Noi poate că am fost apucați de Dumnezeu, dar Dumnezeul nostru nu poate fi apucat de niciunul dintre noi, pentru că Dumnezeul nostru ne surprinde și la 60 de ani. Puteți mărturisi lucrul ăsta? Dumnezeu ne surprinde și la 70 de ani. Dumnezeul nostru înnoiește lucrurile și le face de o frumusețe deosebită. Binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea, iubiții Domnului, să înțelegem că suntem chemați la o credință care trebuie să-L caute mereu pe Dumnezeu. Iubiții Domnului, nu vă căutați mărunțișul din portofel ca să vă întrebați cum puteți supraviețui. Nu căutați pe diploma dumneavoastră ca să înțelegeți ce anume ați putea aștepta de la viață. Nu vă numărați prietenii din agenda, pentru că lucrurile acestea merg până la un punct. Căutați-L pe Dumnezeul care poate să vă ajute. Căutați-L pe Dumnezeul care poate să vă ajute. Fiecare zi este o zi în care să te uiți după mirele Iisus. Unde ești, Doamne? M-am trezit. Nu mă lăsa să plec singur de acasă. Nu mă lăsa, Doamne, să plec pur și simplu fără de ajutorul Tău. Însoțește-mă pe drum. Însoțește-mă în toate lucrurile mele. Dacă fiecare zi a vieții tale ar fi o căutare după mirele Iisus și n-am căutat lucrurile greșite ale vieții noastre, sentimentele noastre ar fi diferite. Credința este o căutare și n-am să închei niciodată această căutare. Vreau să-L cunosc pe El mai bine azi decât ieri. Vreau să fiu mai aproape de El azi decât ieri. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Iubiții Domnului, nu numai că nunta este o căutare, dar nunta este și o așteptare. Și vreau să vă spun un lucru pe care aș vrea ca fiecare dintre noi să îl aibă. Ce țintă ai în viață? Când am venit prima dată în București și am dat examen de admitere, când am plecat acasă, mi-am zis, dacă o să ajung vreodată student în universitatea asta fantastică, am fost la secretariat, am mers, facultatea de drept are foarte multă istorie, există foarte multe citate latine, mă uitam acolo, scriau fel de fel de lucruri, jurisprudența este divinarul, atme umararul, rerul, notiția, ciuxfea, vengiuse, știenția, le notam, le-am învățat, vai ce vis! M-am gândit apoi ce vis va fi după ce termin, după ce am luat, să mă duc eu și să-mi iau insigna de avocat, să-mi o pun în piept, o zi întreagă am mers cu ea, în metrou o ștergeam, tot o puneam pe reverzi, dacă nu o văd ăștia. Păi m-am gândit ce bine ar fi să am lângă mine un om care să mă iubească. M-a găsit. După aceea au început alte lupte. O, căsuța mea, unde ești tu? Ce mă tot uitam pe la ferestrele altora luminate și spuneam, ce bine e să ai o casă, nu mai plătești chirie. Numai într-un singur an m-am mutat de 9 ori. Dumneavoastră știți cum e să fii nomad prin București? Nici o gazdă nu o mulțumești. Prima săptămână e bună, după care toate se supără. Prea puțin dai, prea mult consumi. În sfârșit, asta e viața. Trăim de la o așteptare la alta. 45 de ani. Și am învățat un lucru pe pământul acesta, că toate așteptările omenești sunt însoțite de fel de fel de dureri și dezamăgiri. Dar o așteptare care de la zi la zi crește mai mult. Mi-e dor de Dumnezeul căruia și Lui e dor de mine. M-am gândit acum să o aduc și pe mine, pe soția mea, un pic aici cu voi pe scenă și am să vă citesc o poezie, nu să vă recit, că nu-mi permit să spun că eu recit.
Mi-este cumplit de dor de Dumnezeu și frica morții în dor s-a risipit. La El se află tot ce caut eu. Acolo plec, de acolo am venit. Mă simt sleit de atâtea căutări, parcă-s blocat într-o uimire tristă. Nu am răspunsuri, am doar întrebări și un dor de Dumnezeu care persistă. În ceruri sus e locul ce mă așteaptă, la capăt de cărare obosit. Voi fi iertat de o seamă de păcate, căci mai presus de toate L-am iubit. Și voi fi smuls din gheara căutării, de dorul ce mi-a ars ființa toată, când în sfârșit eu voi iubi prezentul, cântând lui Dumnezeu ca niciodată. Mi-e dor de supraomenesc, de acel ilogic minunat, să îl cunosc, să-l întâlnesc, să strig că e adevărat. Mi-e dor de visul împlinit, mi-e dor de zbor, de libertate, mi-e dor de tot ce e frumos, de înfloriri și de dreptate. Mi-e dor de clipa fericirii și a desprinderii de greu. Mi-e dor să nu mai îmi fie dor, să fiu mereu cu Dumnezeu. Nunta e o așteptare. Vreau, Doamne, să fiu cu Tine. Și am să exersez lucrul ăsta de pe pământ, de aici. Nunta este o căutare cu ochii pe El sau cu ochii pe ea sau cu ochii după El. Nunta este o așteptare. În sfârșit, când sunt la nuntă, există un moment pe care îl iubesc. Stau lângă mireasă și îi spun, de când visai tu? Și ea se uită la mine și dă din cap, așa e. Și spun, încearcă să sorbi cu privirea tot ce este în jurul tău. Încearcă să iei în adâncul inimii tale toată imaginea aceasta a celor prezenți aici și lor le spun, zâmbiți ca să nu ruinați căsnicia omului. Zâmbiți ca să încurajăm, nu? Și momentul acela este un moment al unei împliniri, a unei așteptări împlinite. Dar va veni un ceas, prieten. Spuneți asta sufletului vostru. Va veni un ceas, suflete al meu, când în sfârșit Dumnezeu din cer va deschide ușa și va spune, vino rob bun și credincios la nunta la care ai fost chemat. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. De ce este credința o nuntă? Este o nuntă pentru că înseamnă, înainte de toate, angajament. Dumneavoastră știți când a fost scrisă această pildă? A fost scrisă în Săptămâna Mare. Mai erau câteva ceasuri până când Hristos avea să fie luat, bătut, scuipat, batjocorit, ocărât, lovit cu trestia în cap, legat la ochi și întrebat, prorocește cine te-a lovit, îmbrăcat cu o mantie stacojie, el, regele, lovit, împuns, și în momentul acela el spune, te chem la nuntă, pentru că mirele nostru nu dă divorț, prieteni. Avem un mire care nu știe ce înseamnă să lase. Avem un mire care, cu prețul vieții lui, va ține legământul până la capăt. Chiar dacă eu am fost necredincios, el a rămas credincios. Un Dumnezeu care spune și atunci când nu mai ești frumoasă ca la 18 ani, și atunci când poate părul începe să fie alb și ridurile încep să se adune, chiar și atunci când poate greutatea nu mai este cea pe care ți-ai dorit-o și nu mai ești așa de zveltă ca o căprioară, eu tot te iubesc, spune Domnul. Chiar și atunci când poate n-ai adus luna aceasta bani acasă, când poate ți-ai pierdut locul de muncă și te gândești la tine că nu știi ce să faci, te gândești la tine cu această rușine, Dumnezeu spune, eu tot te iubesc, pentru că eu nu mă sor ca om. Nunta este un angajament pe care Dumnezeu l-a făcut și dincolo de care Dumnezeu ne spune în această seară, eu rămân credincios fiecăruia dintre voi. Amin. Domnul fie binecuvântat. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, doar un lucru să mai împărtășesc cu dumneavoastră. Credința, spuneam, este o nuntă. De ce este credința o nuntă? Pentru că ea presupune întotdeauna o căutare. Pentru că ea presupune o așteptare. Pentru că ea presupune un angajament.
Dar există niște hoți. Există niște hoți ai nunții. Sunt hoți ai nunții. Și nunta asta la care ne-a chemat Dumnezeu, cineva vrea să o distrugă, să o ruineze. Cineva vrea ca această nuntă, care va avea loc, să fie una în care tu să nu fii. Și întotdeauna să știți că chemarea aceasta, nunta aceasta, vrea să fie ucisă, pentru ca să nu mai fim acolo. Să nu mai fim acolo. Și Biblia spune că primul inamic, primul dușman al nunții, îl spune Biblia, este acesta. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină, spune cuvântul Domnului. Ei n-au vrut să vină. Pentru că primul lucru, dragii mei, care ne va face, care va ruina nunta noastră, este nepăsarea. Este nepăsarea. Mă auziți în această seară? Întrebați-o pe soția dumneavoastră ce o face să fie tristă. Întrebați pe cel de lângă dumneavoastră ce îl face să fie apăsat. Vă spun ce ne face să fim apăsați. Faptul că împărțim același acoperiș fără să ne uităm unii la alții. Nepăsarea. Există un Dumnezeu care în fiecare zi pune un soare pe bolta cerului și nu-l văd oamenii. Există un Dumnezeu care dă un aer de respirat și plămâni care să respiri și nu-l vedem, și nu-l auzim, și nu-l înțelegem. Există o nepăsare care domnește în viețile noastre. Există această nepăsare dincolo de care se ruinează această poveste de dragoste și această nuntă. Cineva spunea în felul următor: nepăsarea este indiferență. O să spun un lucru, dragii mei. Nepăsarea nu este indiferență. Nepăsarea este o iubire greșită. Întotdeauna omul nepăsător este omul care are privirea în altă parte. Este omul care are privirea ațintită în altă parte. Nepăsarea nu este neapărat o lipsă de răspuns datorită dezinteresului, ci datorită faptului că ești acaparat de alte lucruri. Întotdeauna cel rău vrea să trăiești într-o bucățică, într-o pătrățică mică. Întotdeauna cel rău vrea să ne pună într-o zarvă continuă, într-un iureș din care să nu mai ieși niciodată. Întotdeauna cel rău caută să pună pe umerii tăi o mulțime de probleme. Când eram avocat, cineva, o femeie credincioasă, rugându-se pentru mine, a zis: pastore, am avut din partea lui Dumnezeu o descoperire pentru tine. Și i-am spus acestei femei credincioase, i-am spus: dar ce descoperire ați avut? Și ascultați ce spune. V-am văzut, zice, pe dumneavoastră stând la un birou foarte frumos. Ei, ce m-am bucurat! Cine nu vrea să aibă un birou frumos? Și a zis: stăteați la acel birou și scriați la niște dosare. Eram atât de bucuros, ce bine că... Da? Și a zis: în spatele dumneavoastră stătea cineva îmbrăcat în negru și cum terminați un dosar, vi-l dădea pe al doilea. Cum terminați un dosar, vi-l dădea pe al doilea. Și nu mai ridicați capul absolut deloc din munca aceea. Te trezești la 60 de ani, 70 de ani și te întrebi: oare ce am iubit? Cât am meritat din ceea ce am strâns? Ce a adus vieții mele preocuparea? Zi după zi, Dumnezeu din cer îți spune: deschide-ți ochii să mă vezi. Zi după zi, Dumnezeu îți spune: vino, pentru că masa mea este îmbelșugată. Vino, pentru că mila mea este necontenită. Și zi după zi, oamenii sunt într-o nepăsare. Știți ce va ucide nunta? Nepăsarea. Am venit, pastore, stau pe un scaun, au cântat frumos oamenii aceștia, ai zis ceva interesant, plec acasă. Aceleași lucruri vechi, același fel de a fi, aceleași năzuințe, aceleași cuvinte, aceleași relații. Rupă Dumnezeu în această seară orice nepăsare și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ridice plin de dorința de a face o schimbare în viața noastră, de este nevoie de ea. Amin. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, aș vrea să spun încă un lucru care ucide nunta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negostoria lui. Ce face românul? Construiește o casă. Nu, întâi construiește o căsuță. După aia construiește o casă. După aia o vilă. După aia schimbă mașina. Toată viața trăim între mașina care e și mașina care trebuie să vină. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu le-a păsat de nuntă. Au zis: noi trebuie să mergem la holde, e sezonul, trebuie să facem. Îmi spuneau oamenii: nu vor veni la biserică. De ce? Păi zice, dacă te duci la țară, spre exemplu, te duci la țară, oamenii nu vin că trebuie să...
muncească, sunt la câmp. Iar dacă sunt la oraș, de la 7 meciul. Materialismul. E o filozofie de viață. Haideți să vă spun cum arată filozofia asta de viață. Tu, 75 de ani, proteză dentară, în cel mai bun caz. Păr puțin, fotoliu. Fotoliu care are forma ta. Ăla. În toată casa, oricum este un fotoliu, al tău. Și stai în acest fotoliu și te uiți și spui: am trăit, domne. Uite că am și plasmă. Frigiderul e clasa A, economic. Very good. Mașina diesel. Mai merge. E frumoasă, în garaj. Oh, mocheta. Am schimbat-o anul trecut. Sunt așa de fericit. Și te uiți la toate lucrurile acestea și îți dai seama cât de zadarnic când lipsește ce? Un zâmbet cald, o pereche de mâini care să se așeze peste tine, să-ți împarți pâinea cu cineva, fie cum o fi? Satana ne fură mințile, ne fură mințile și ne fură sufletul să muncim o viață întreagă ca niște robi și la sfârșit să nu ne bucurăm cu nimeni. Există o filozofie de viață. Filozofia asta de viață înseamnă să cumperi cu bani împrumutați lucruri de care nu ai nevoie, ca să te invidieze toți. Așa ciudată este filozofia aceasta materialistă. Adică ciudat este omul care gândește în termeni aceștia economici. Sufletul lui este un fel de hambar. Ce ești tu? Hambar. Ce ești tu? Depozit. Ce ești tu? Marfar. Puneți. Până sus. Oameni buni, oare Dumnezeu din cer în această seară nu ne conștientizează de faptul că cei ce au refuzat nunta, au refuzat nunta pentru că au avut o preocupare diferită. Unora nu le-a păsat, iar alții le-a păsat de holdă și le-a păsat de negustoria lor. Nu, nu putem să ajungem. Vino dimineața în biserică, vino dimineața în biserică, ora 9. Oamenii se clatină. Cu ce să-i trezești? Oameni buni, dar de ce suntem noi atât de obosiți? Ați spus întrebarea de ce suntem obosiți? Vă spun de ce suntem obosiți. Pentru că suntem până seara târziu lucrând pentru ceva care nu ne va fi de niciun folos. Cât e cu tine? Deja știi. Totul e cu tine. Pentru că iei sufletul cu tine. Și de lăsat lași tot totul. Pentru că tot ce ai strâns, de fapt înaintea Dumnezeu n-are nicio greutate. Materialismul. Cât de ciudat. Ce ai vrea la 70 de ani să ai din nou 18 ani să gândești viața diferit? Gândește că în această seară e o șansă. Spune că undeva pe Discovery a fost un reportaj cu un vultur. Dumneavoastră știți cum e vulturul. Vulturul nu prea zboară, să știți. Vulturul, de fapt, planează. Vulturul merge sus și merge pe curenți. El își deschide aripile și planează. Și vederea vultului este o vedere panoramică. Este extrem de cuprinzătoare. Și are niște gheare care sunt încovoiate. Știați lucrul ăsta? Dar are importanță, chiar dacă nu știați. În sfârșit, el se duce și încearcă să vâneze pescuind. Numai că el când vede, vede numai strălucirea peștelui. Știți, când umblă peștele prin apă, el are posibilitatea, datorită cromaticii ochiului lui, să vadă această dâră argintie. Dar el nu poate să vadă altceva decât această lumină care merge prin apă. Și vulturul se coboară imediat, cu putere, și își înfige ghearele într-un pește. Și arăta la Discovery că unul dintre pești, dintre vulturi, a planat și a băgat ghearele în pește și apoi a dat să-l ridice. Pentru că ghearele sunt încovoiate, nu mai are șansa să dea drumul prăzii. Peștele acela era un pește imens. L-a ridicat vulturul un metru, un metru și jumătate. Pentru prima dată a început să dea din aripi disperat. Vă spuneam că nu dă din aripi vulturul. Și la un moment dat l-au filmat cum acel pește, care era extrem de greu, l-a tras pe vultur unde? În adânc. Și asta este filozofia celui rău. Prădător și pradă să se afunde în adâncul uitării și al nimicului. Într-o zi, de fapt, materialismul ne va ucide. Ne vom înfige ghearele foarte puternic, nu vom putea sălta și vom cădea și noi împreună cu prada. Asta își dorește cel rău. Asta își dorește, asta fură. Și vreau să vă spun ultimul lucru în această seară despre un al treilea hoț al nunții. Uitați ce spune Biblia. Ceilalți, adică alții decât cei ce s-au dus la holde, au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât.
Niciodată, probabil, n-a ucis mai mult nunta decât aceia care aveau propria lor concepție despre nuntă. Încă o dată. Niciodată, probabil, că n-a ucis mai mult nunta decât cei ce aveau propria lor gândire despre nuntă. Nimic nu ucide mai mult țara asta decât religiozitatea. Nu mai avem loc unii de alții. Fiecare are părerea lui despre Dumnezeu. De ce au pus una pe ei și au bătut și au ucis? Pentru că nu i-a putut suferi. Avem un Dumnezeu care ne cheamă nu să ne împărțim pe etichete, nu să fim într-un anumit perimetru, ci să fim credincioși care să mergem spre mirele Iisus. Avem un Dumnezeu care ne spune în această după-amiază că e loc pentru noi. Uite, pentru fiecare dintre noi. Suntem aici împreună. Avem un Dumnezeu care ne spune: devii religios în ziua în care uiți unde ai fost găsit. Unde am fost găsit cu toți? La răspândi. Cum s-a umplut sala de nuntă? Chemați-i. Puneți mâna pe ei. Aduceți-i în sala de nuntă. Nu vreau să am sala goală. Uită-te la tine. Nu te mai preocupa de altul. Dumnezeu vrea ca să te uiți la sufletul tău. Doamne, în această seară nu mă uit în stânga și în dreapta să-mi pun întrebări. Ce face X, ce face Y? Doamne, ai milă de sufletul meu. Dumnezeu ne iubește. Mărit să fie numele. Ne iubește Dumnezeu atât de mult. La un moment dat spune Biblia, iubiții Domnului, ascultați. I-au chemat, au zis, nu au vrut să vină. Unora nu le-a păsat. Unii s-au dus la negustorie. Alții și-au pătat mâinile cu sânge. Ce să mă duc eu la ăia? Eu nu mă duc la ea în veci. Dar unde stai? N-are importanță. Eu nu calc pragul lor. Aia sunt într-un fel, aia sunt într-un fel și toată viața noastră numai asta facem. Ferească Dumnezeu de otrava asta. Vreau să vă privesc în ochi și să vă spun că vă iubesc. Vreau să privesc omul în ochi și să pot să-i spun că n-am nimic de împărțit cu el. Doamne, vindecă mintea și sufletul nostru. E loc de fiecare. Intoleranță. Religiozitate. Foarte multă iubire de sine. Omul care se iubește pe sine n-are cum să iubească pe altul. Prea mult. Și la un moment dat au venit de la răscruce. Și bun și răi, spune Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a primit în holul acela, că antecamera aceea era ca un fel de hol. Și se pregătea Dumnezeu de nuntă. Și la un moment dat vine și spune: dar tu ce fel de haină ai? Unde ți-e haina de nuntă? Ciudată întrebare, nu? Ca să știți cum era la evrei. La evrei, când intrai la nuntă, dacă n-aveai, îți dădeau ei. Cu ce să vii la nunta lui Dumnezeu? Cu ce să vin? Cu hainele de cerșetor? Cu hainele mele murdare? Cu hainele mele care sunt pătate? Cu ce să vin la nuntă la Dumnezeu? Deci Dumnezeu, vrei la nuntă? Vreau la nuntă. Ți-e drag la nuntă? Mi-e drag la nuntă. Vrei să petreci cu mine? Vreau să petrec cu tine. Dar nu în termenii tăi, spune Dumnezeu. Nimeni nu se poate să stea la nuntă la Dumnezeu în cer cu haina lui. Dar cum trebuie să fie haina? Să fie o haină al neprihănirii. Vine Dumnezeu și spune: prietene, unde ți este haina de nuntă? Și spune Biblia în felul următor: omul acela a... Dar cum a muțit? Asta e drama noastră. Aici ne consumăm, aici ne pierdem viața, aici ne pierdem nunta. Ăsta este momentul cheie, ăsta este momentul culminant. Ăsta este momentul în care orice om va avea sau nu parte de nuntă. Da, e un Dumnezeu în această seară care îți spune: te chem să vii la nuntă, te iau de oriunde ești tu, te scot din orice groapă, din orice intersecție, din orice răspântie, te iau de pe pat de spital, pentru că îmi doresc să vii cu mine la nuntă. Te iau din divorț, te iau din necazurile tale, din falimentul tău. Și Dumnezeu ne adună și ne strânge și ne spune tuturor în mod egal: veniți la nuntă. E nunta Fiului meu, Iisus.
și te chem să fii mireasă. Și te iau de oriunde-i fi, pentru că mâna lui Dumnezeu poate să ridice, mărit să fie Domn. Dumnezeu nu lasă pe nimeni, Dumnezeu poate să ridice pe oricine. Și Dumnezeu spune, intră la nuntă. Dar dacă intră la nuntă, trebuie să știi un lucru. Că în această seară trebuie să zvârli hainele de cerșetor și să te îmbraci cu haina neprihănirii, spunându-i lui Dumnezeu, nu mai tac! Nu vreau să stau mut înaintea invitației tale, nu vreau să stau mut înaintea harului tău, pentru că asta ne-a ucis. Știm ce e greșit în viața noastră, ne vorbește Dumnezeu într-un fel sau altul și continuăm să stăm în muțenie. Trebuie să ne ridicăm și să spunem, nu sunt ce ar trebui să fiu, Doamne. Și nu mai tac, am tăcut destul, Doamne, voi veni înaintea ta și voi spune, dă-mi haină de nuntă, iartă-mă. Pregătește-mă, Doamne. De sunt nepregătit, te rog să mă pregătești. De sunt greșit, te rog să mă îndrepți. În seara aceasta voi vorbi cu Domnul. În seara aceasta un singur lucru vreau să faci la sfârșit. Ei au cântat, eu am vorbit. Acum este timpul tău. Și ce spune? Ce ce spune stăpânul casei? Aș citit acolo. Prietene, prietene, unde ți este haina de nuntă? Prietene, și ce îmi spune cuvântul acesta mie? Că Dumnezeu vrea să-mi dea o haină de nuntă. Că Dumnezeu mă vrea acolo împreună cu El. Nu e un cuvânt de respingere, este un cuvânt de mângâiere, este o invitație caldă. Prietene, nu te speria! Chiar dacă ai ajuns unde ești în această seară, Dumnezeu spune, eu te chem la nuntă, eu îți dau haină. Dar nu tăcea. Nu sta mut când îți vorbesc. Nu stați muți. Spuneți-i lui Dumnezeu simplu, vreau să fiu cu tine, vreau să fiu al tău, vreau să nu mai plec ca un cercetător, vreau, Doamne, să mă simt mire, vreau să mă simt mireasă. Amin. Undeva prin 1981, în locul de unde vine grupul Messengers, ca stat, adică ca țară, în California, a fost un anunț la radio extrem de ciudat. Poliția a anunțat pe canalul de urgență cel ce a furat mașina și a dat numărul de matriculare al mașinii este somat să vină de urgență la poliție. Invitație făcută hoțului. Cel ce a furat mașina cu numărul de matriculare este somat de urgență să vină la poliție. Este invitat de urgență să vină la poliție. Viața lui se află în pericol. Asta spunea anunțul. Ce ciudat i s-o fi părut hoțului. Poliția pe canalul de urgență. Hoțule, hai la poliție. Și zice ăștia, ce cred ăștia că eu m-am născut ieri? Și a tăcut. În sfârșit, după multe insistențe, s-a speriat și a venit. S-a predat. Pe scaunul alăturat șoferului era un pachet de biscuiți în care cel ce avea mașina pregătise o otravă foarte puternică pentru șobolanii din casă. Poliția s-a gândit că ăla de a fura mașina, când îți crește adrenalina, te apucă foamea. Și s-a gândit că o să mănânce din biscuiții ăia și lasă-o încolo de mașină, dar murea acolo otrăvit de otravă de șoareci. Șobolani. Dumnezeu se uită în ochii tăi în această seară și spune, prietene, vreau să te salvez. Vreau să-ți dau o haină de nuntă. Vreau să pășești cu demnitate. Vreau să fii un om diferit de ce ai fost. Prietene, spune Dumnezeu. Vreau să te scap de tine însuți. De angoasele tale. De lucrurile slabe ale vieții tale. De patimile care te mistuie și îți arzi sufletul. De chinul pe care l-ai și neliniștea sufletului tău. Vreau să te scap. Asta e chemarea Domnului. Să ne scape, nu să ne înrobească. Să ne facă fii și fiice liberi. Vă invit respectuos să ne ridicăm. De când ne-am născut și până acum, ne-ai căutat în fiecare zi. Credința, Doamne, Dumnezeul meu, e cea mai înaltă chemare făcută vieții noastre. E povestea de dragoste a unui mire care își caută mireasa. O mireasă care a fost răscumpărată, o mireasă pentru care s-a plătit un preț. Nu este mireasa meritorie,
este mireasa care a fost salvată din lanțul robiei. În această seară, Doamne, Tu ne chemi, veniți, veniți toți cei trudiți și împovărați, toți cei flămânzi și însetați, veniți toți aceia care sunteți respinși, veniți toți aceia care stați la răscruce de drum, veniți la nunta lui Iisus. Veniți să vă dau o haină de nuntă. Veniți că în această seară să ne mărturisim păcatele aceluia care are putere să ne asculte și să ne ierte. Nu o să mai tac, Doamne, pentru că mi-am nenorocit viața tăcând. Mă ustură sufletul, Doamne, de muțenia mea. Mi-e groază, Doamne, de clipele care au să urmeze, fiindcă tot tac, fiindcă tot tac. Și Tu ai vorbit mereu. Și ai vorbit, Doamne, în fiecare zi și m-ai iubit și m-ai îngăduit și m-ai răbdat și m-ai așteptat și mi-ai făcut bine. În această seară îmi deschid larg gura și spun: iartă-mă, Stăpâne, dă jos de pe mine hainele de cercetător și dăm prin credința în Iisus Hristos haina de nuntă, pentru că vreau să fiu la nuntă cu Tine. Cine va vorbi? Cine va rupe muțenia în această seară? Cine în această seară va spune lui Dumnezeu: nu mai tac? M-am săturat, Doamne, de tăcerea vinovată. Stai de vorbă cu sufletul Tău. Vezi ce spune sufletul din partea Domnului. Auzi ce spune sufletul din partea Domnului. Caută fața Domnului. Stai de vorbă cu Dumnezeu, strigă către El și spune: Doamne, numai Tu, Doamne, mă poți scăpa. Acolo unde ești, fă-i un semn lui Dumnezeu, ca o mărturisire, ca o recunoaștere a faptului că ai nevoie de El, că ai nevoie de iertarea Lui, că ai nevoie să fii dezbrăcat de zdrențe și îmbrăcat cu haine nuții. Fă-i un semn Domnului și ridică o mână către cer. Ridică o mână către cer și spune: e semnul, Doamne, că vreau să fiu izbăvit. E semnul, Doamne, că vreau să fiu iertat. E semnul, Doamne, că în această seară vreau să fiu mireasa Ta. M-am săturat să fiu ce-am fost. Tu ești Dumnezeu. Tu privești din înaltul cerului. Tu știi, Tu poți. Tată Sfânt din ceruri, în această seară lapitești. Tu vrei să dai haină de nuntă. Dăruiește-o, Doamne, celor care o cer, celor care nu tac. Vom sta înaintea Domnului și vom cânta.
cer pentru oricine. Mai este loc